Da, un pic de respiro, să bem cafeluța, să stăm un pic de povești, că după aia vine nebunia, iar joacă a României. Bă, bravo lor! Acum îi criticăm. Așa suntem noi românii. N-ați văzut și la Coldplay. O zi ori huiduit, în a doua zi pita lui Dumnezeu. Așa suntem noi. Cârcotaj, nemulțumiți, dar după aia bucuroși și suntem în stare să înghițim într-o picătură de apă toată ura ca să o transformăm în iubire. A? Faină introducere. Faină, că merită națională, domnule. Iar ne-au pus acolo sus, unde ne stă bine nouă, în campionatele lumii de fotbal. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeluță. Cafeluță dată de Ovidiu Pleșa. Hai noroc să trăiești și la mai mare. 50.000 de, de români au fost pe stadion, îmbrăcați în galben, totul e galben în România, să zice că galben e culoarea geloziei. Să mai fie și alte țări și alte popoare geloase pe noi, pentru că noi, până la urmă, ne descurcăm. Cine s-a aștepta să batem cu 3-0, domnule? Pupături, lacrimi, valuri de bere, hore... Bineînțeles că politicienii au speculat. Nu știu cum s-a întâmplat că domnul Ciolacru s-a aflat în Bavaria, chiar în ziua meciului, care meci era în München, chiar în Bavaria și ori făcut poze cu el, că nu, nu erau pe acolo ursari. El s-a bucurat, a dat la toată lumea covriș de buză. În timp ăsta, seara cu ciucă, își făcea selfie cu televizorul. Singur acolo, în cameră, își făcea selfie cu Iohannis, a felicitat băieții. Bravo, mă, dulap vorbitor. Acum te trezi și tu la final de mandat. Dar ce, tu le-ai pus crampoanele în picioare, mă? Du-te! George, de la aur, a zis, aur, galben, culoarea noastră. Toată lumea încerca să sagațe cumva de victoria asta. Și doamna Șoșoc a zis, bravo mie pentru că pot. Bravo la toată lumea, ce să facem. Cel mai cinic om de pe fața pământului care s-a uitat la meci, Gigi Becali. Nici nu cred că s-a uitat la meci. După 45 de minute, telefon de la Arabi. l au vândut pe Florinel Coman. Nici nu s-a uitat la meci, eu cred că asta înseamnă, domnule sunt oameni și oameni. De data asta, meciul mâine la 10 seara, Acorzezi, nemții, bă, majoritatea românilor sunt ăștia care lucrează la noi, au fost 50 de mii pe stadion. <laughs> Soprește industria. Punem meciul sâmbătă la... Are râs de suporter. El nu prea... -o venit. -o venit. Da, da la 10 seara. Aveți grijă, nu vă îmbătați prea mult, că știu sigur că sunteți la Să Nu vă îmbătați prea mult să puneți în plic de bucurie că joacă România cu Belgia și o să bată. Hai totul să fim un pic mai rezervați. Ce Dumnezeu? Un pic mai rezervați. Cum e și Bianca Drăgușanu, care nu se aruncă pe mâncare, și că ea urmează dieta colibri. Nu știu cum e dieta colibri, ea zice că arată așa de bine că e dieta colibrii, nu știu, pe bază de bisturiu, nu știu de ce. Citiți voi că n-am avut vreme cu atâtea meciuri. Cert că ea, dacă e cu colibri, ca să poată zbura, știi, albinele zboară din floare în floare, Bianca de milionar în milionar. Hai România!